Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu o ofertă nouă, așa să spunem. Un site unde se dau 100 de monede la înregistrare încă 10 zile până merge ICO la ei. Aceste 100 de monede fac undeva 20 de dolari. De ce 20? Deoarece dacă vrem să cumpărăm acum monede, 100 de monete, cam atât ar ieși în Bitcoin. Deci, dați să facem un calcul. Un Bitcoin, dacă vrem să cumpărăm, 51.559. Eu, dacă vrem de... Un Bitcoin e 11.000 undeva acum. 0.1. Deci la volum este reducere, la 15% reducere la un Bitcoin, la 0.1 deja 5%. Dacă mai adăugăm un 0, deja... Deci undeva de 110 dolari cumpărăm 448 de monete. Deci, sau cu calculator luați și mulțumesc. Înmulțim la 11.000. Deci și înmulțim la 100 de monete care le primim cadou. 24 de dolari. Hai 20 dolari. Să mai pierdeți la taxe. Deci acum, dacă când se termină ICO, deodată o să doriți să le vindeți. Dar monetele acestea o să crească cu timpul în preț. Deci după 4-10 ore ele o să crească. Deci 20 dolari poți transforma în 200 dolari. De ce? Pentru că monetele acestea ei vor fi... Deci de site-ul acesta le va recumpăra, răscumpăra. Ei se ocupă cu trading-ul și tranzacții pe burse. Deci, unde găsim link-ul nostru de referral? El este la MyPromotion. Înregistrarea ce este foarte simplu, trebuie doar de activat e-mail-ul. Deci, poate de trimis codul sau link-ul de referral. Sunt dacă 10 zile, deci uitați, acum e 22 când fac video, deci până pe 2 undeva martie. Da, să ieșim. Deci, când trecem după link-ul de referral, la noi se deschide site-ul principal. Unde nu ne arată că încă se mai dau la înregistrare 100 de monete BPS. Deci prescurtat monetele lor. Gratis. Free. Fără a investi. După ce am trecut pe link-ul de referal, apăsăm pe Signup. Unde introducem datele despre e-mail-ul nostru. Aici. Și parola. Aici lăsăm acest cod, acesta este codul o persoană care v-a invitat. Și apăsăm pe Signup. După ce am făcut acest lucru, apare așa ceva că pe e-mail este trimis un link de verificare, care trebuie de apăsat. Deci el este în așa formă, apăsați pe acest link, după ce puteți intra în cont. Fără probleme. Intrarea în cont e prin Signup. Deci, cam atât ce am vrut să spun, numai bine.